În Israel se înmulțesc vocile care cer din nou înlăturarea lui Benjamin Netanyahu de la conducerea guvernului. În conflict deschis cu Washingtonul în ceea ce privește viitorul palestinienilor după război, Netanyahu este acum contestat atât de populație cât și de proprii miniștri. După 3 luni și jumătate de lupte, obiectivele războiului din Gaza rămân neatinse, iar șansele ostaticilor de a se întoarce vii acasă scad cu fiecare zi care trece. Participanții la manifestațiile organizate în Tel Aviv, Ierusalim ori Haifa au cerut alegeri anticipate, acuzându-l pe șeful guvernului că a gestionat greșit securitatea țării, războiul din fâșia Gaza și salvarea compatrioților luați ostatici de teroriști. Am shalem nimtza karega betoch hanana shchora, betoch siyut shenimshach kvar 3 chodashim ve'en lanu al mi lismoch. Câteva zeci de israelieni au vrut să-și strige revendicările și în fața reședinței premierului Netanyahu din orașul Caesarea. Au fost însă îmbrânciți și alungați de forțele de securitate. După masacrele comise de Hamas pe 7 octombrie, protestele antiguvernamentale care au zguduit țara în 2023 au încetat. Disputele politice au fost lăsate deoparte, națiunea fiind solidară cu armata și familiile ostaticilor. Asta până acum. Well, there have been long simmering tensions in Israel's war cabinet, but those tensions now appear to be bubbling to the surface, and that is with the comments by Gadi Eisenkot, a former chief of staff of the Israeli military and a member of that war cabinet. He was brought in as one of those opposition members in an interview on Israeli TV saying that there should be elections and that there should be elections soon, talking about a lack of trust, a lack of truthfulness in his view from the current government, and also a clash of priorities on this notion of, you know, the two goals of the war being rescuing the hostages, securing their release, and destroying Hamas. No. כי למה? כי הם מפוזרים באופן כזה, גם בממד התת-קרקעי בעיקר, סבירות נמוכה ביותר. ולהגיד שזה הגיע משם זה לזרוע אז אשליה. אי אפשר להחזיר את החטופים בחיים בתקופה הקרובה שלא דרך עסקה. וכל מי שמוכר לוקשים לציבור, אז הוא מוכר לוקשים. Poziția fostului șef al armatei e cu atât mai semnificativă cu cât, la începutul lunii trecute, propriul lui fiu a murit în luptele din nordul fâșiei Gaza.